Abia așteptam și următoarea întâlnire. Vine astăzi la noi... Cine credeți? Andreea Raicu! Bine ai venit! Bine ai venit, alături de noi, ce frumoasă ești! Este pentru prima dată când ne întâlnim și da. Avem emoții așa, pentru că îmi place foarte mult de tine, știi? Mulțumesc la mulți ani! Te admirăm cu toate! Îți spunem la mulți ani pentru că știm că a fost ziua ta săptămâna trecută. Și îți dorim din suflet multă fericire și să rămâi așa cum ești tu, cu bună dispoziție, că ești o inspirație pentru noi. Mulțumesc foarte mult, foarte drăguț! Și te invităm la câteva discuții. Ne place să stăm la povești cu invitatele noastre de fiecare dată. Și ne-am bineînțeles că... Da, ne-am și asortat. Da, ce drăguț. Eu sunt flacăra verde, da, care sparge puțin astăzi rozul. Toată sănătate. Energie. Vreau să știu cum ai petrecut de ziua ta. Foarte bine, am petrecut mult, pentru că în general zilele mele de naștere țin așa cam câte o săptămână. Ce norocoasă. Înainte când eram mică, nu-mi plăcea deloc că-s născută vara, pentru că nu puteam să mă duc cu bomboane la școală. Și vrei să le dai colegilor tăi bomboane. Exact, și vreau să mă duc să dau colegilor mei bomboane și nu se putea. Dar e foarte drăguț, pentru că nu sunt oamenii acasă, sunt în vacanță și petrec așa pe rând cu câte puțin. Și e foarte drăguț. Dar anul ăsta am plecat, de 2 ani de fapt, am o tradiție cu câteva dintre prietenele mele și plecăm un weekend în afara țării. Ce frumos! Și de data asta ai ales Toscana. Da. Cum a fost? Foarte frumos. Cât ai stat? 4 zile, cred. Da, știi, mi-am doresc foarte mult să ajung acolo și chiar... Trebuie să mergi, e foarte frumos. Serios? Adică gândește-te, pe lângă faptul că e foarte frumos, că oamenii sunt foarte drăguți, mâncarea este fantastică. Știu că nimeni nu crede că mănânc, dar atunci când merg acolo... Da, stai liniștită, că și la mine e la fel. Și că tu ce mănânci? Mănânc! Da, atunci când merg acolo... Eu am tot felul de intoleranțe, la gluten, la lactate, dar când merg acolo... Uiți de toate restricțiile. Nu, vreau să mă simt bine și să mă bucur de ce trăiesc acolo. Ai fost și în Grecia, nu-i așa? Am fost și în Grecia. Tot de ziua ta? Nu, la începutul lunii iulie. Nu, în Grecia am lansat un proiect pentru care am muncit foarte mult, vreo 4 ani, un nou brand de haine, Amalin. Și au fost 4 luni foarte, foarte grele și am luat o vacanță de săptămână. Ne-am auzit că ai avut parte și de peripeții în Grecia. Ce s-a întâmplat acolo? Râde, stai că sunt peripeții cu zâmbet. Da, pentru că știi cum e, la un moment dat când îți dai seama că nu poți să schimbi lucrurile, trebuie să le accepti și să te adaptezi situației. Da, mi-au pierdut bagajul, dar a fost foarte drăguț că eu, în general, în vacanțe, plec cu o geantă mică în avion, nu-mi place să car absolut nimic. Și ai bagajul de cală, adică... Exact, am bagajul de cală și unul dintre prietenii mei mi-a zis trebuie să ții bagaj pentru că o să rămâi fără bagaj. Și zic, nu îmi iau niciun bagaj. Și dimineața, înainte să mă duc la avion, last minute decision, am pus într-un carry-on o rochie pe care aș putea o seara, o rochie pe care aș putea la a doua zi dimineața, niște jlap și 2 creme. Doamne, dar ce inspirat ai fost, ce bine! De ce ți-a spus prietenul tău treaba asta? Adică, practic, ți-a sedimentat în subconștient că îți vei pierde bagajul? Nu, pentru că eu... Eu sunt foarte ușor, foarte greu influențabilă. E foarte mult, funcționez după intuiție și instinctul meu. Și dimineața, era 5-4 dimineața, am simțit că trebuie să-mi iau ceva și am plecat. Și prietenii mei erau, unde pleci tu cu carrier? Tu niciodată nu pleci cu carrier. Și ce a fost, am simțit că nu vine, da, că nu mi-a venit deloc. Mi-a venit de-abia după 3 săptămâni. Oh, bine că a venit și atunci totuși bagajul. Da, și a fost cumva un exercițiu foarte bun, pentru că... am avut practic 2 rochii, 2 perechi de pantofi, adică o pereche de șlap și cu ce fusesem în avion. Mi-am cumpărat niște costume de baie și încă 2 rochii. Trebuie neapărat să-mi spui cum te-ai descurcat cu atât de puține lucruri. Și n-am vrut să iau de la nimeni, pentru că prietenii mei erau, haide să zăm ochii. Nu, am vrut să fie un experiment, pentru că am realizat cât de multe lucruri ne luăm, de care nu avem nevoie. Și apropo de zona în care ai dus tu discuția, și sunt convinsă că știi despre acest subiect, știi că foarte mulți oameni, am citit la un moment dat niște articole, mai ales în străinătate, e un fel de trend. Oamenii încearcă să trăiască cu cât mai puține lucruri. Știu că am citit la un moment dat despre un japonez care avea în total, în viața lui, doar 120 de lucruri, obiecte. Crezi că ai putea trăi așa? Da, cred că da.
Eu pentru te că, văd. Da, cred că da, chiar, pentru că noi, noi ne întindem cât putem să ne întindem. Așa da. Este. Și mi-am dat seama, pentru că în vacanță sunt cu 100 de cremuțe pentru fiecare zona a corpului, pentru exact, 100 de... Lumea glumește de fiecare dată, am o geantă specială de pentru vacanță, adică cu creme, cu un de cacao, cu tot felul de lucruri, uleiul de vârf, toate deliciile acolo, toate sunt de diferite. Iubire, vei să nu mai zici de mine, acum ai dovada clară că nu da, doar da, eu pădeam. Da. O sută de rochii de dimineață, de seară, de plâns, de poate-mi trebuie aia, dar poate-mi trebuie aia, dar poate nu vreau rost, poate vreau verde, dar negru. Am avut 4 rochii. Eu nu zic că asta e idealul, dar da, ceea ce spun este că putem să ajungem undeva la mijloc. Cumpărăm foarte multe, foarte multe lucruri de care nu avem nevoie. Dacă vă întreb pe voi, câte lucruri din garderoba voastră folosiți în mod constant? Multe sunt cu etichetă. Exact. Din păcate, așa este. Câți pantofi folosiți sau câte, nu știu, creme le folosiți până la capăt. Da. Da. Este perfect să ajungem la echilibrul ăsta și ți-am spus că tu ești o inspirație pentru noi și chiar aș vrea să știu cum arată o zi de vacanță perfectă pentru tine. Depinde de locul în care mă duc, dar dacă e după perioada așa aglomerată cum a fost cea înaintea de ultima vacanță, am nevoie de foarte multă liniște și am nevoie să merg într-un loc în care să pot să mă deconectez de tot și când spun de tot, spun și de telefon. Pentru că unul dintre lucrurile care nu numai pe mine mă stresează, ci pe noi toți, da, și ne dezechilibrează, este telefonul. Așa că în vacanță, mă rog, în asta n-am putut să mă deconectez de telefon, că a trebuit să stau totuși. Când lansezi un brand, nu pot să zici, n-ai am lansat cum, și am plecat. Da. Deci stai pe Instagram și pe rețelele de socializare și în vacanță? Da, nu. Doar acum, a fost un caz special? Da, nu am stat, am stat cu fabrici, am stat cu sala, cu programator, nu pe social media. Plus că îmi luasem haine cu mine să le pozez din noua colecție, dar nu le-am avut. Adică, deci... Asta înseamnă că plănuiești o altă vacanță, da, să te mai duci odată, știi? Da, așa, long weekend. Deci dimineața nu mănânc, fac fasting, mănânc seara și a doua zi mănânc în jur de ora 1. A, bun, fie fastingul și de aceea mănânci la unul. Mănânc la prânz o salată, nu știu, niște fructe de mare, pește. Dimineața stau la plajă. Stai la plajă? Dimineața, da. De la ce? De la 7, nu? Dimineața. 8. Păi nu, de important, știi că alegele sunt cele mai bune atunci. Bun. După care stau la umbră, ori merg la un masaj, ori stau la umbră și citesc. Încerc să mă deconectez cât mai mult, cât mai puțin social media. Da, foarte bine faci. Și cât mai puțin, deja prietenii mei, poate că la început erau așa cumva stresa, adică nu înțelegeau, dar când plec vreau să mă detașez de tot, nu vreau să mai vorbesc cu nimeni, nu mai am nevoie de timpul meu și de oamenii cu care sunt în jur, să mă bucur de fiecare experiență pe care o trăiesc. De aceea nici nu vreau să stau cu telefonul continuu. Da, da. Foarte, pentru că avem această obsesie să facem poze la fiecare lucru pe care îl facem. Și vedem totul prin telefon, practic, printr-un ecran. Uite, fă un exercițiu. Du-te într-o vacanță și ia-ți o singură zi. Am făcut weekendul trecut, a fost super. A fost super. Dar n-am postat deloc, sunt martoră, chiar n-am văzut nimic. Pentru prima dată în viața mea, cu 2 zile la rând, nu am postat absolut nimic pe Instagram, dar n-am zis nu am făcut fotografii și nu am intrat pe social media. A, deloc, adică și-a închis telefonul Emily și l-a aruncat. Da. Adică eu am plecat în vacanță în Thailanda în ianuarie și 2 săptămâni mi-am închis telefonul. Am o curiozitate, i-am întrebat pe toți invitații noștri de astăzi, am vrut să aflăm care sunt răspunsurile la întrebările de ce înșală femeile, de ce înșală bărbații. N-avem mult timp la dispoziție, asta din păcate, dar vrem să aflăm răspunsurile tale. Da? De ce înșală bărbații? Cred că fiecare are motivele lor. Dacă... În linii mari, așa? Da. Care crezi că sunt motivele? Pentru că nu primesc ceea ce au nevoie în relație și caută în altă parte. De ce vine femeie cum ar veni? N-am spus asta. Dar ce se întâmplă? Am spus că nu au disponibilitatea să se ducă și să spună care ce lipsește fiecărui om în relație, adică nu are onestitatea și atunci se duce și caută în exterior. Adică firesc ar fi să te duci să spui care sunt lucrurile care te deranjează, lucrurile care lipsesc, lucrurile de care ai nevoie. Doar că oamenii au o disponibilitate foarte mică în a discuta, în a fi onești, în a fi vulnerabili, chiar dacă e vorba de o relație foarte, foarte apropiată. Și femeile, de ce înșală? Păi cred că se întâmplă același lucru, nu știu. Nu știu să spun asta. N-ai trecut prin experiența asta. Nu, n-am trecut prin experiența asta. Pentru că atunci când am simțit că e ceva în neregulă în relație, m-am dus și am comunicat lucrul ăsta. Am comunicat lucrul ăsta, am văzut dacă s-a putut face ceva și în situația în care nu s-a putut face ceva. Pentru mine, unul dintre cele mai rele lucruri, pe lângă agresivitatea și... este lipsa onestității, pentru că atâta vreme cât nu există onestitate, nu poți să trăiești într-o relație reală. Tu poți să trăiești într-o relație pe care ți-o imaginezi. Dar dacă omul respectiv îți
îți ascunde ceea ce simte pentru tine, ceea ce face, înseamnă că tu ți-ai creat o poveste, tu trăiești o poveste care nu are legătură cu realitatea.